Declarația mea politică de astăzi este intitulată 21 mai 2015, Ziua Eroilor Neamului. Stimați colegi, așa cum știm cu toții, astăzi poporul român își comemorează eroii. Prima sărbătorire a Zilei Eroilor a avut loc pe 11 mai 1920. De altfel, Ziua Eroilor a fost decretată atunci sărbătoare națională, sărbătoare menținută până în anul 1948. Legea numărul 48 pe 1995 reia această prevedere. Se proclamă Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român, cea de-a 40-a zi de la Sfintele Paști, ziua înălțării Domnului Iisus Hristos, potrivit tradiției românești. Așadar, astăzi îi cinstim pe toți cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă. În războiul de independență din 1877-1878, în primul, dar și în al doilea război mondial, la Revoluția din 1989, în toate luptele în care s-au angajat pentru a-și apăra pământul strămoșesc, ființa națională sau pentru convingerea că reprezintă singura cale pentru a putea începe o viață mai bună. Este normal să ne comemorăm eroii. Nu trebuie să uităm cuvintele marelui istoric Nicolae Iorga, care spunea că neamul devine etern prin cultul eroilor. Este firesc gestul nostru de a depune coroane. Sunt frumoase paradele militare pe care le organizăm. Sunt înălțătoare gândurile de recunoștință. Sunt pioase rugăciunile pentru odihna sufletului lor. Le suntem datori cu toate acestea. Dar nu cumva le suntem datori cu mult mai mult decât atât? Codul fiscal prevede o impozitare dublă în cazul în care fermierii își valorifică producția prin cooperativă, fermierul fiind impozitat pe normă de venit ca persoană fizică, urmând ca în momentul vânzării produselor prin cooperativă această tranzacție să fie impozitată din nou. Din acest motiv am propus, cu sprijinul Ministerului Agriculturii și în urma unor dezbateri organizate la Ministerul Agriculturii, am propus eliminarea impozitului pe norma devenită în cazul în care fermierul își vinde producția realizată prin cooperativă. O altă modificare venită tot din dezbaterile, din discuțiile cu Ministerul Agriculturii, este cea care ar reglementa deducerea cheltuielilor privind impozitul pe teren de către arendaș. Este iarăși o formă de simplificare a procedurii de impozitare. Sper ca în comisiile de specialitate aceste dezbateri să se finalizeze printr-un vot favorabil în favoarea propunerilor UDMR și noul cod fiscal să conțină elemente care să încurajeze asocierea fermierilor, să încurajeze vânzarea bunurilor prin cooperativă, să încurajeze formele asociative care sunt consacrate în Uniunea Europeană, urmând ca prin aceste asociații și fermierii români să fie competitivi, să fie mai puternici pe piața națională și internațională. Hristos s-a înălțat și la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Constantin și Elena. Declarație politică, PNL a solicitat înființarea unei comisii de anchetă pentru organizarea ilegală și dezastruoasă a concursurilor pentru managementul școlar. Stimați colegi, după 4 ani de la intrarea în vigoare a legii educației, culmea vitezei de reacție în aplicarea acestei legi, abia anul acesta a catadixit guvernul Ponta să organizeze pentru prima dată concursurile pentru posturile de inspector general, inspector general adjunct și director de case ale corpului didactic, organizate anul acesta de guvernul Ponta, care au fost doar o paradă, marcând încălcări profunde ale legii și deontologiei profesionale. De asemenea, susținem noi liberalii că este necesară înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care guvernul Ponta actual a organizat aceste concursuri. Deoarece este limpede că aici s-au petrecut lucruri grave
în mod evident ilegale, extrem de controversate, iar guvernanții PSD, după ce au așteptat atâția ani ca să pună în aplicare o lege aflată de multă vreme în vigoare, au sărit din prima etapele firești în privința ocupării acestor posturi și au făcut, mai mult sau mai puțin intenționat, o serie de greșeli grave, doar pentru a-și plasa oamenii legați de partid în funcții de conducere în sistemul de educație.